Nelu Ploieșteanu a ținut un recital de aproape 40 de minute. Artistul le-a cântat celor prezenți cele mai cunoscute dintre refrenele sale. Să ne mai trezim din țări, sus paharul e gare. Ai noroc și la mai mare. Prezența lui i-a încântat nespus pe localnicii din Gura Foii, cei mai mulți nesperând că îl vor vedea vreodată pe artist pe scena din satul lor. V-a plăcut Nelu Ploieșteanu? Super, dar am venit tocmai când s-a terminat, că dacă știam, veneam mai devreme și era super de frumos. Îmi place omul care cântă muzică lăutărească și eu cam cu muzica l-am avut toată viața mea. L-ați mai văzut vreodată în concert așa? L-am văzut de multe ori și după el m-aș duce oriunde. Dumneavoastră v-a plăcut? Foarte mult. L-am văzut chiar la Șalpere Roșu, compania prea repede de dispăruților maestri Dinică și Ștefan Iordache. I-a pomenit aici pe scenă. Da, știu. Moment emoționant. Îi mulțumim că a fost alături de noi și să-i dea Dumnezeu sănătate. Credeți vreodată că va cânta chiar la dumneavoastră localitate? Nu.